Muzeul Bucovina este în plin proces de transformare din toate punctele de vedere. Până la finalizarea lucrărilor de modernizare, conducerea muzeului propune publicului o colaborare interesantă. Muzeul de istorie Suceava îi invită pe cei care doresc să participe la reorganizarea expoziției permanente a Muzeului de istorie să facă oferte de achiziții și donații de obiecte din perioada ocupației austriece a Bucovinei 1775-1918. Diverse obiecte de interior cu specific bucovinean, cărți, piese care vizează minoritățile etnice și învățământul din Bucovina. Muzeul este interesat să achiziționeze piese care țin de viața de elevi din anii 50-70 ai secolului trecut, abecedare, ghiozdane, penare, articole și altele, ambalaje de produse alimentare din perioada comunistă, obiecte fabricate la unități industriale locale dispărute după anul 1989, fotografii legate de criza de alimente din anii 80, case de marcat, megafoane, afișe de propagandă ale fostului PCR, obiecte și fotografii care vizează evenimentele din decembrie 1989. Ofertele vor fi depuse la sediul din Suceava, Bulevardul Ana Ipătescu, numărul 1, etaj 2, telefon 0230 21 5539.